Lăudat să fie Domnul! Amin! Preobiților, doresc să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Elim din Chicago. Harul și pacea Domnului. Mă bucur să văd familia Gabor de la noi cu ocazia acestei sărbători aici. Vă aducem salutările împreună. De asemenea, din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Doresc să salut toți frații slujitori de aproape, nu chiar de departe, și pe cei de departe care sunt împreună la această sărbătoare, pe toți Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Am ascultat cu atenție toate cuvintele care s-au rostit astăzi și cred că tot ce s-a spus și s-a făcut până în momentul de față a fost sub inspirația Duhului Sfânt, sub ungerea Duhului Sfânt. Mă rog ca toate aceste cuvinte, toate aceste lucruri, Dumnezeu să le sădească în inimile noastre și în mod deosebit în inima acestor doi frați scumpi, slujitori, investiți astăzi ca păstorii acestei biserici. Am un cuvânt de apreciere și de recunoștință pentru frații păstori Nicu Bârsan și Fănuț Bulubenchi, oameni care au dus poverile slujirii în această biserică până acum, cred că e bine să spunem cuvinte de apreciere, să-i cinstim pentru că facem un lucru biblic. Și dacă Dumnezeu vă va pune pe inimă, fraților din conducerea bisericii, în perioada următoare, chiar dacă nu facem din lucrurile acestea un show sau un spectacol, toți membrii ar trebui să meargă pe la ei să le mulțumească și să le spună: măi, fraților, vă mulțumim frumos că pe lângă ocupațiile voastre, pe lângă slujbele voastre, pentru ca să vă întrețineți familia, ați sacrificat timp și ați onorat chemarea lui Dumnezeu și ați slujit biserica. Ba, eu pe undeva m-aș duce și le-aș căuta și un cadou frumos pe care să scrie ceva, să-l pună undeva într-o vitrină, să uită, zică: uite, biserica Betel mi-a dat o apreciere extraordinară. Poate că frații păstori acum o să ia inițiativa asta. Ei au făcut sărbătoarea asta pentru voi. Acum, cred că în curând voi va trebui să organizați o sărbătoare pentru acești oameni. Ca să le puteți mulțumi cum se cuvine. Să vă țină minte toată viața. De asemenea, am un cuvânt de apreciere deosebit pentru fratele Nicu Buliga, sora Simona, pentru fratele Nic Franciuc și sora Luce. Această biserică a văzut ceva special în voi. Personal, vreau să vă spun un singur lucru. Și pe urmă o să am un cuvânt atât cât voi putea acoperi pentru ca se poată face toată lucrarea frumos și cu rânduială astăzi. Voi doi intrați într-o echipă de lucru și într-o relație de intimitate în slujire care nu vă permite să aveți conflicte între voi, ci vă condamnă să fiți cei mai buni prieteni. Amin. Eu am foarte mulți prieteni și mi-e foarte greu să spun cine e cel mai bun prieten al meu.
Mi-aduc aminte că am fost odată în vizită într-o biserică și păstorul de acolo s-a ridicat și a spus: fratele Ionescu e cel mai bun prieten al meu. Și m-am sufocat, că m-am uitat la ceilalți slujitori, colaboratori, alți oameni din biserică, erau acolo și alți păstori și el era prieten cu tot. Când a spus că eu sunt cel mai bun prieten, puțin parcă i-a îndepărtat pe ceilalți la un metru. Vreau să vă spun cine este cel mai bun prieten al meu. Cu toate că am foarte mulți cei mai buni prieteni ai mei, cel mai bun prieten al meu este pastorul asistent al Bisericii Elim, pastorul Adrian Tiș, cu care mă întâlnesc în fiecare zi, cu care stau de vorbă despre toate problemele bisericii, cu care împărtășesc unele crize, probleme, dificultăți chiar personale, cu totala încredere că am spatele acoperit. Pentru că atunci când Iehu avea o mare lucrare de făcut, reforma pe care a făcut-o Iehu, chiar dacă mai târziu el n-a fost considerat unul dintre cei mai buni împărați ai lui Israel, dar ceea ce trebuia el să corecteze în Israel era o idolatrie de foarte mulți ani. Și nici pe departe lucrarea pe care voi, frate Nicu și frate Nicu, aveți de făcut în biserica asta, nu se ridică la nivelul lucrării pe care a făcut-o Iehu. Voi urmați în slujire doi oameni ai lui Dumnezeu, care și-au dovedit credincioșia și caracterul de-a lungul timpului. Dar Iehu avea și el nevoie de oameni. Și în carul de luptă, extrem de micuț, întâlnindu-se cu Ionadab, a spus: este inima ta la fel de curată față de mine cum este inima mea față de tine? Fără nicio ezitare, Ionadab a spus: da, este. Zice: suie-te cu mine în car. Ei, în carul ăsta mititel, în spațiul acesta foarte intim și restrâns, Dumnezeu v-a pus pe amândoi. Nimeni nu vă poate face mai rău, niciunuia dintre voi, decât celălalt. Și scopul vostru în permanență este să vă acoperiți spatele unul altuia. Am fost și în postura în care să fiu pastor principal și să mă trezesc cu cuțite în spinare, și am fost și pastor asistent și m-am trezit cu cuțite în spinare. Durerile acestea nu trec niciodată. Împunsăturile astea lasă urme adânci care ne urmăresc toată viața și seceră, taie o bucată mare din ceea ce ar trebui să fie predispoziția noastră de a avea încredere unii în alții, pentru că suntem frați în Domnul. Niciodată, frate Buliga și frate Franciuc, să nu vă pierdeți inocența aceasta și capacitatea de a avea încredere, străpungându-vă unul pe altul, ci iubindu-vă, apărându-vă unul pe altul, și dacă aveți vreodată de spălat niște rufe, căutați o cameră bine închisă, bine antifonată, fără geamuri și fără venturi, să nu se poată auzi nicăieri discuția dintre voi doi. Pe urmă, vă scuturați, zâmbetul pe buze și mai departe în lucrare. Câteva lucruri din epistolele pastorale, din experiența apostolului Pavel în epistolele pe care le-a scris. Viața de slujire este o viață de continuă tensiune, între și între. Sunt o groază de lucruri care trebuie potrivite, compensate, ordonate, puse într-o anumită ordine logică, uneori mai puțin logică, pentru ca toate împreună să ducă la o slujire eficientă și binecuvântată.
Și aș vrea doar să menționez câteva, o scurtă explicație și apoi mai departe Duhul Sfânt să ne lumineze și să le așeze în inimile noastre. Există tensiunea între chemare și confirmare. Chemarea ați avut-o de mulți ani în viețile voastre. Biserica nu cheamă, Domnul cheamă. Amin. Și rânduiește circumstanțele vieții unui om pentru ca într-o zi chemarea lui Dumnezeu să fie recunoscută de biserică și ei să primească confirmarea bisericii și a celorlalți frați slujitori. Pentru ca voi să ajungeți în aceste poziții de slujire, a fost nevoie de o chemare pe care Dumnezeu v-a adresat-o cu mult timp în urmă. Voi ați recunoscut această chemare? Chemarea aceasta în dreptul lui Timotei s-a făcut și prin descoperiri din partea Domnului, prin Duhul Sfânt, a fost constatată în timp prin formarea caracterului și prin felul în care oamenii slujesc. Și într-o zi, chemarea a fost însoțită de confirmare. Acești frați au fost meriți, răbdători, au așteptat momentul potrivit, au iubit slujitorii bisericii, slujitorii bisericii i-au iubit și iubesc pe ei, și împreună cu biserica au ajuns la concluzia că mantaua trebuie pusă pe umerii lor. Mi-aduc aminte de o situație, s-a întâmplat undeva pe coasta de est. Un frate s-a dus într-o zi la conducerea bisericii și a spus: fraților, Domnul mi-a descoperit că eu trebuie să fiu ordinat în slujbă. Și frații au spus: slăvit să fie în numele Domnului, acum frate, du-te liniștit și așteaptă să ne descopere și nouă Dumnezeu că ai fost chemat să fii rânduit în slujbă. Sunt oameni care se grăbesc, sunt oameni care o iau înaintea lui Dumnezeu, o ia înaintea slujitorilor, înaintea poporului și din nefericire de multe ori își frâng gâtul pentru că nu le-a sosit vremea. Știți că Saul a adus jertfe fără să țină cont de Samuel, a luat-o înainte, s-a grăbit. Știți că Ahimaț a vrut el să ducă solia și pentru că era mai iute de picior a fugit și le-a împotmolit pe toate. Întotdeauna, chiar dacă ai chemarea, trebuie să aștepți momentul confirmării, când și Dumnezeu deschide circumstanțele către împlinirea chemării și folosește și ceilalți slujitori și biserica pentru această confirmare. A doua tensiune, tensiunea dintre caracter și competență. Asta este o tensiune care n-ar trebui să existe. Indiferent de competența unei persoane, dacă nu este caracter, n-are ce căuta în slujire. Și să-mi fie cu iertare, indiferent de caracterul unei persoane, dacă n-are competență, n-are ce căuta în slujire. Sau nu într-o slujire de felul acesta. Fratele pastor Micurescu spunea mai devreme, dacă vă aduceți aminte, și bine ar fi să ne aducem aminte, că noi nu ordinăm și nu punem pe cineva în slujbă de milă. Și pe noi Domnul ne-a binecuvântat cu 10 fete și noi tot numai fete am avut. Unii spun că dacă Dumnezeu vrea să șteargă pomenirea numelui cuiva, îi dă numai fete. Normal că nu e adevărat, însă eu vreau să aibă fetele mele numele care se scrie în cartea vieții. Pe pământ toate numele sunt frumoase și Domnul ne-a dat 97 și acum imediat al 8-lea, ginere, toți ginerii noștri sunt de nota 10, n-am avut odată un schimb de cuvinte cu vreunul dintre ei. Dar nimeni n-a venit la mine și mi-a spus: băi, amărâtul ăsta de Ionescu are 10 copii, are 10 fete, ce se face, sărat? Hai mă să-l punem pastor că e amărât și prăpădii. Nu. Trebuie să existe
și caracter și competență. De aia îi spune lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Dumnezeu a pus materie primă în noi. Dar noi trebuie să devenim adevărate fabrici de prelucrare a acelei materii prime pentru ca să fim competenți în slujirea noastră. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză și să vă spun. Stimați frați, n-am nimic împotriva caracterului social al slujirii. Sunt oameni care au lipici. Sunt oameni care știu să vorbească cu oamenii. Ei nu trebuie să fie neapărat păstori, dacă nu știu să predice. Îi puteți face ușier pe ăștia. Că dacă îi bagă pe oameni în biserică cu zâmbetul pe buze, noi îi luăm de acolo și facem ceva cu ei. Dacă îi bagă nervoși în biserică, uneori cu cele mai bune predici noi mai putem împăca. Vremea pastorației sociale a trecut. Nu mai suntem la început, când trebuia să mă ia păstorul de mână să mă ducă să știu de unde să-mi cumpăr haine de mână a doua, să-mi cumpăr o mașină de spălat sau de uscat, când trebuia să-și facă timp să-mi găsească un apartament. Avem rude, avem grupuri de suport. Suntem destul de autosuficienți în societatea aceasta. Avem familii mari. Mă plec de la amor, mă duc printre oameni, mai dau mâna cu unul, cu altul, nu știu ce, să-i vezi grupuri acolo. Mama cu tata, cu copiii, cu nu știu ce, să hotărăsc unde să ducă să mănânc. N-au nevoie de mine. Eu îi încurc, le încurc discuțiile dacă mă bag între ei. Nu neg importanța relațiilor dintre noi și frați. Un păstor nu poate să fie introvert, să nu bage în seamă pe nimeni. Dar locul esențial al slujirii pastorale este hrana dată turmei, amvonul bisericii. Amvonul bisericii este locul central al slujirii, pentru că trebuie să fie în stare, competent, să învețe, să dea învățătură, să corecteze deraierile și ereziile, că educația bisericii se face de aici. Maturizarea și creșterea bisericii depinde de ceea ce se întâmplă la amvonul bisericii. Și să nu-mi spuneți că n-am dreptate, că uite ce frumos l-ați făcut și l-ați pus în mijlocul bisericii. Bravo vouă! După cum spiritual biserica trebuie să fie cristocentrică, adică să-L aibă pe Hristos în centru, biserica locală trebuie centrată în jurul amvonului. În ziua de azi l-am făcut mic, l-am redus, să fie cât mai mic, să nu se vadă. Bine că a spus florile astea în față, că e o sărbătoare, mă rog, dar să nu se vadă, ferească Dumnezeu. Când am construit biserica Limii, o biserică modernă, frumoasă, le-am spus, mie îmi puneți dulapul ăla mare de tot aici. Flori în stânga, flori în dreapta. Amvonul e amvon pentru că biserica trebuie centrată în jurul locului și în baza respectului pe care îl dăm locului de unde se predică Evanghelia. Nu cred în sfințenia lemnului, nu. Ci a actului care se produce de la bucata asta de lemn. Și cât de multă seriozitate pune o biserică pe propovăduirea Evangheliei, și voi acolo la Arad aveți unul lung de-n cap 10 la el. Așa trebuie să fie. Faceți-l să nu-l luați, tot să-l plimbați, mai în față, mai în spate, mai în stânga, mai în dreapta. Eu cred că până la urmă unii o să-l ducă în parcare. Caracter și competență. 3. S-a menționat ceva despre conducere mai devreme. Consens și conducere. Trebuie creat consens între oameni. Veți avea de lucru cu comitet, veți avea de lucru... Și voi ați fost aleși de biserică, dar și eu am fost aleși de biserică. Să lucrați toți împreună. Întotdeauna trebuie să luptăm pentru consens. Cu ajutorul Domnului și eu am vreo 36 de ani de pastorație. Odată nu m-am dus la amvonul bisericii, comitetul să fi hotărât una și eu să anunț alta.
Niciodată. Niciodată. Niciodată nu s-a întâmplat biserica să meargă hăis și să o iau cea. Dar au fost situații cruciale. În momente cruciale în care păstorul devine un om foarte, foarte singur. Când viața bisericii, când supraviețuirea bisericii, când binele bisericii depinde de o singură decizie. Atunci, dragii mei, să aveți capacitatea, să aveți tăria de caracter, să conduceți. S-ar putea să nu vă urmeze toți, dar dacă sunteți în voia lui Dumnezeu și decizia respectivă este o decizie pe care Dumnezeu a aprobat-o mai întâi și sunteți siguri de călăuzirea Duhului Sfânt în direcția asta, chiar dacă ei nu vor pricepe acum, vor pricepe după aceea și vor veni rând pe rând să vă ceară iertare, spună: frate, iartă-ne că am văzut lucrurile așa. Când a venit pandemia, unii mi-au trimis versete să fim supuși autorităților. Și le-am trimis și eu versete înapoi, că nu mă las, mie nu prea place să tac dacă am ce spune. Mi-am spus, zic, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Că biserica fără adunările astea nu că nu supraviețuiește, nici nu există. Și o biserică care există trebuie să rămână în ceea ce Dumnezeu a hotărât să fie și să facă biserica. Chemare și confirmare, caracter și competență, consens și conducere, călăuzire și consecvență. Sunt 100% de acord cu ceea ce spunea fratele păstor Eugen Micurescu mai devreme, că trebuie să beneficiem în permanență de călăuzirea personală, pentru că și noi avem Duhul lui Dumnezeu, călăuzirea prin descoperire acolo unde e o situație încurcată și nu știm cum să procedăm. Există însă lucruri de rutină în viața de slujire pe care trebuie să le facem în baza unei consecvențe, în baza rutinei și principiilor pe care le-am dezvoltat în slujire. N-ai nevoie de călăuzire, să știi, să vii la biserică la timp, cum s-a menționat mai devreme, n-ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, să știi că ai nevoie de un timp de devoțiune în fiecare zi, n-ai nevoie de niciun fel de călăuzire, să iei lista de membri și să treci măcar o dată pe săptămână prin ea și să te uiți să vezi pe care l-am văzut și pe care nu l-am văzut. Sunt niște activități de rutină care țin de ocupația noastră în slujire. Este un program de lucru. Sunt anumite lucruri care țin de bunul mers al bisericii. Există păstori, mă iertați, care citesc cărți. Foarte bine fac că citesc. Dar citesc cărți de conducere, de leadership, de bisericologie, de ce una și alta. Băi, frate, pe membrii lor îi dor burta în parcare, îi dor mușchii de la stomac, gândindu-se ce face asta cu noi astăzi. Că a citit ceva săptămâna trecută și i-a venit o idee. Acum ne întoarcem așa, acum ne facem așa, ne fățăim încoace și încolo. Biserica are o rutină a ei, are un stil al ei. Nu produce tot timpul deranj în rutina bisericii, că s-ar putea să nu fie neapărat călăuzire, s-ar putea să fie ultimul lucru pe care l-a făcut nu știu ce păstor în nu știu ce biserică. Da. Și vreau să vă spun ceva, nu tot ce lucrează într-o biserică are rezultate și în biserica pe care o păstorești tu. Mulți pastori s-au rupt gâtul încercând să fie ca unul și ca altul. Frate Nicu Buliga, frate Nic Franciuc, ascultați-mă, știți cine sunteți voi? Nicu Buliga și Nic Franciuc. Voi nu sunteți Nicu Bârsan, nu sunteți Fănuț Bulubenchi, nu sunteți Billy Graham, nu sunteți pastorul nu știu cine de nu știu unde. Stați frumos în pielea voastră, în hainele voastre, în
Că știți că Saul a vrut să-l facă pe David Saul. Bă, dacă, dacă armătura lui Saul și dacă Saul... De ce nu s-a dus el împotriva lui Goliat? David s-a dus împotriva lui Goliat cu cine a fost el și cu ce a avut el. Și a câștigat biruință. Fiți voi înșivă. Lăsați călăuzirea Duhului Sfânt prezentă în viețile voastre atunci când sunt de luat decizii care au de-a face cu vieți spirituale ale oamenilor. Mare grijă că uneori există pericolul să intrăm cu bocanci în sufletele oamenilor. Să stăm puțin la intrarea în sufletele lor și ne gândim să lăsăm călăuzirea Duhului Sfânt în ceea ce spunem, în ceea ce facem. Dar să nu uităm că în marea majoritate a lucrurilor pe care le vom face, e nevoie de consecvență, de lucrurile pe care le-am învățat, care sunt probate, care sunt bune, care dau rezultate și aduc zidire bisericii. Apoi, tensiunea între compasiune și confruntare. În 99% din circumstanțe, slujitorul trebuie să dea dovadă de compasiune. Pentru că avem de-a face cu oameni cu slăbiciuni, ca și noi, că toți avem slăbiciuni, trebuie să dăm dovadă de înțelegere, de răbdare, să-i ajutăm să se ridice, să se reabiliteze. Sunt cazuri și cazuri, aici e nevoie de multă călăuzire, pentru că de la caz la caz, chiar dacă bisericii li se par similare, fiecare caz este unic. Mulți mă întreabă, dar și ăla a făcut la fel ca ăla. De ce ăla e reabilitat și ăla mai stăt? Pentru că voi nu știți cu ce atitudine a venit la mine. Unul a venit cu capul jos, cu baltă de lacrimi sub el și altul a venit cu mâinile în șold. Ăla care a venit cu mâinile în șold, până nu le dă jos, chiar a făcut același lucru. Ei, când vorbim despre compasiune, blândețe, dragoste, asta este trăsătura de bază a slujitorului, dar din când în când, când apare lupul răpitor, i-am dat, când am plinit 50 de ani pastorul meu asistent, i-am dat o Biblie foarte frumoasă și foarte scumpă, cadou, din piele, frumos, legată, aranjată, super. Și am spus, ai grijă, frate, că asta e din piele de capră, nu e din piele de oaie. Că din piele de capră era... Să nu confundăm oile cu caprele, dar în momentul în care vine un pericol, un învățător care strecoară erezii nimicitoare, acolo, fraților, aveți armătură, aveți sabie, sunteți în stare să-i înfruntați. În momentul în care sunt unii care trăiesc în păcate grave și care nici prin cap nu le trece să se pocăiască, acolo spune mustră-i cu asprime ca să se teamă toți. Amin. Ei, păstorul trebuie să aibă discernământ, să știe când trebuie să procedeze cu compasiune și când trebuie confruntat păcatul, nelegiuirea, atitudinile rele, duhurile de răzvrătire și de dezbinare din biserică. Vă supărați, să știți că biserica nu este un maidan unde fiecare aleargă de unde vrea și încotro îi convine lui. În biserică trebuie să fie ordine, trebuie să fie disciplină. Și când un om tulbură detașamentul, aveți impresia că un general poate să țină armata în ordine, perfect disciplinată, gata de război, când în spatele lui fiecare aleargă de unde îi convine și cum vrea? Deci la război nu suntem în război. Câți dintre noi să știți că suntem în război? Suntem o armată care trebuie să fie bine aliniată. Și ea trebuie ordonată, disciplinată, cu autoritate. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea această autoritate. Apoi, între creștere și conservare. Asta este o altă dilemă, o altă tensiune foarte mare. Cum facem să crească biserica, păstrând însă valorile, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, lucrurile de care trebuie să ne ținem pe viață și pe moarte. Este loc de creștere? Sigur că da. Sunt lucruri care țin de credință. Astea niciodată nu trebuie schimbate. Că apar noi
tehnologii, că apar monitoare mai bune, că apar difuzoare mai bune, că apar microfoane mai bune, că apar piane mai bune, că asta se întâmplă. Că te uiți la biserică, spui, băi, acum 20 de ani când am făcut-o, erau la modă culorile astea. Acum oamenii se uită, vor alte culori. Și acasă îți mai schimb, nu? Din când în când mai dai cu altă vopsea, mai dai cu altă așa. Biserica trebuie să aibă discernământ să știe ce se poate schimba pentru progres, pentru creștere și ce n-are voie să se schimbe. Ce n-are voie să se schimbe este între coperțile astea. Tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu și toate principiile aplicabile dintre aceste două coperți. În rest, mi-a plăcut extraordinar de mult cântarea pe care a cântat-o grupul bărbătesc, mai la început. Ascultați-mă, un pic mai ritmică, dar frumoasă foc, faină de tot. By the way, frate Ovidiu, mergem în România, ok? Te aduci pe toți bărbații ăștia să cântăm cu ei acolo, toți să veniți. Fantastic. Mie mi-a plăcut și cântarea corului, mi-a plăcut și cântarea grupului bărbătesc, toate mi-au plăcut. De nota 10. Aveți o muzică grozavă în biserică. Nu vă plafonați și nu vă împiedicați în lucrurile decente, frumoase, corecte, care nu țin de coperțile Scripturii și de gustul. Știți că conflictele sunt pe trei paliere. Numai pe trei paliere. Conflicte de principii, conflicte de preferințe și conflicte de personalități. În conflictele de principii, cum e bine și cum e rău. Să alegem întotdeauna binele. Conflictele de preferințe, cum îmi place mie și cum îți place ție. Păi ca să facă și mie pe plac, trebuie să-i fac și eu pe plac. Exact ca și în familie. O cameră o vopsim cu culoarea care îi place nevestei, biroul îl vopsim cum ne place nouă sau altă zonă. Să fie toată lumea mulțumită. Împăcarea gusturilor. La personalități acolo trebuie să fim foarte atenți că este ca mine sau ca tine și de acolo apar cele mai mari scandaluri. Bă, și dacă ai dreptate, dar să nu fie ca tine. În personalitate întotdeauna trebuie să practicăm lepădarea de sine. Și să dăm întâietate, să ne dăm întâietate unii altora. Și în fine, credincioșie și continuitate. Vreau să vă spun că pentru acești doi bărbați a fost foarte greu să facă această rocadă, nu pentru că țin de scaune și așa mai departe, ci pentru că dorința lor a fost să-L slujească pe Dumnezeu cu credincioșie. Și vine un moment când trebuie să te dai la o parte din lucrarea pe care ai făcut-o până atunci și credeți-mă, ni se aplică tuturor, ai senzația că cumva îl dezamăgești pe Dumnezeu. În sensul că, Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat la lucrarea asta, dar Dumnezeu nu-mi dă mie o revelație și nu-mi spune, băi, la data cu tare predai slujba. Trebuie să fie o decizie a mea, care ține de maturitatea mea și de dorința ca biserica să meargă bine înainte. De asta acești doi oameni au hotărât să se retragă și să facă loc următorilor slujitori. Frate Nicu și frate Fănuț, nu v-ați călcat cu nimic angajamentul înaintea lui Dumnezeu. Până acum l-ați slujit cu credincioșie. Dar cea mai mare dovadă de credincioșie este că ați înțeles că viitorul bisericii trebuie să aibă continuitate cu următoarea echipă de slujitori, voi nu pensionându-vă din pastorație, că pastorația e pe viață, ci doar din funcțiile de pastorație pe care le-ați avut. Să nu-i abandonați pe acești doi oameni, să spuneți, gata, s-a terminat. Susțineți-i, țineți mâinile ridicate pe munte, ajutați-i, răspundeți nevoilor de sfat, de îndrumare, pentru că Dumnezeu vrea să continue lucrarea cu voi și mai departe. Iar dumneavoastră, și cu asta închei, nu uitați că această biserică are o istorie frumoasă. Există niște pedestaluri, niște platforme frumoase pe care slujitorii dinaintea voastră le-au lăsat aici. Clădiți-vă și voi unele lângă ei.
câștigați cinstea și respectul adunării și căutați să împărțiți buna credință, dragostea și aprecierea bisericii cu toți cei care vă înconjoară și lucrează împreună cu voi. Amin.